Bătălia pentru alegerile locale are loc la Râmnicu Sărat nu doar la nivelul declarațiilor, ci și al sondajelor de opinie. Un astfel de sondaj realizat în luna decembrie anul trecut de către Biroul de Cercetări Sociale din București îl creditează pe fostul primar Viorel Holban cu peste 53% din preferințele electoratului, iar pe actualul edil Sorin Cârjan, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Râmnicu Sărat, cu doar 31,6%. Viorel Holban precizează că în baza acelui sondaj a și fost desemnat drept candidat al PNL la funcția de primar. Eu vă spun doar despre sondajul pe care îl cunosc, făcut pe 3 decembrie 2019 de Biroul de Cercetări Sociale, BCS. În baza acestui sondaj am fost desemnat de Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal candidatul PNL la Râmnicu Sărat. Eu vă spun doar cifrele că Urban Viorel, candidatul PNL-ului, în acel sondaj are 53,5% și candidatul PSD-ului, Sorin Cârjan, are 30,5% sau 6%. Nu mai rețin. Este de mult acest sondaj. Despre celelalte sondaje despre care se vorbește sau s-a vorbit zilele trecute, nu pot să vă dau niciun detaliu. Viorel Holban afirmă că anumite postări din mediul online vor să minimalizeze datele studiului sociologic realizat în luna decembrie, acreditând ideea că sondajul a fost făcut recent și că nu este real. Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Râmnicu Sărat precizează însă că sondajul este realizat de mai bine de 6 luni, cât se poate de profesionist, de către un institut recunoscut și nu poate fi discreditat prin niște simple dezinformări plasate în mediul online și rețelele de socializare. Mai mult, Holban consideră că datele studiului arată clar că cetățenii din Râmnicu Sărat apreciază ceea ce s-a realizat în oraș în perioada 2008-2016, perioadă marcată și de o cruntă criză financiară, și că nu sunt deloc mulțumiți de prestația actualei administrații locale în frunte cu Sorin Cârjan. Acel sondaj demonstrează clar diferența dintre cei doi candidați, a PNL-ului și a PSD-ului, și suntem încrezători că oamenii au înțeles că la Râmnicu Sărat 8 ani de zile, 2008-2016, orașul a fost pus în mișcare și s-a făcut ceva, iar 2016-2020 au fost doar vorbe frumoase, promisiuni și nu s-a făcut nimic. Alegerile locale au fost amânate în acest an din cauza pandemiei de coronavirus pe 27 septembrie. Scrutinul electoral va avea loc într-un singur tur, candidatul cel mai bine plasat în preferințele cetățenilor, urmând a câștiga un mandat de primar pentru următorii 4 ani.